Rugăciunea către Sfânta Marta ce îți îndeplinește orice dorință. Sfântă Marta, mă îndrept către tine, plină de încredere, cerându-ți ajutorul. Cred cu tărie că mă vei ajuta și mă vei sprijini la greu. Spre ți arătare cunoștința mea, îți făgăduiesc să fac cunoscută și altora această rugăciune. Te rog cu umilință să mă aduci alinare în suferințele și necazurile mele. În numele negrăitei bucurii care ți-a cuprins inima când i-ai oferit adăpost mântuitorului lumii în casa ta din Betania, te implor roagăte pentru noi și familia mea, ca să-L păstrăm pe Dumnezeu în inimii, astfel încât să ne învrednicim a prin ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copăleșește acum, în acest moment se rostește dorința. Te implor, ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutate precum ai înfrânt balaurul care zace la picioarele tale. Apoi se va rosti rugăciunea Tatăl nostru de trei ori. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. După ce ai spus rostit cele două rugăciuni, la final se adaugă și următoarele cuvinte care se spun din inimă. Bucură-te, Marie, cea plină de har! Domnul este cu tine! Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfântă Marta, roagă-te pentru mine.